La sfârșitul lunii iunie, la Cluj s-a desfășurat un curs de vedere intuitivă și capacități excepționale pentru copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani. Trainerii acestui curs au fost Svetlana și Andrei Lungu. După doar două zile de cursuri, cu ochii acoperiți de niște ochelari speciali, copiii au reușit să distingă culorile, formele și chiar să citească. La acest curs, trainerii au încercat să dezvolte vederea intuitivă la cei mici. Activarea percepției intuitive conduce la angajarea părților pasive ale creierului și creșterea IQ-ului. Oamenii de știință consideră că folosim doar 3-5% din capacitatea creierului. Cum ar fi oare dacă am folosit mai mult? Demonstrații de la cursuri, discuții cu participanții și părinții, dar și explicații primite de la Andrei Lungu, vă invit să ascultați în reportajul următor. Te rog să iei să pui masculița. Așa. Hai să începem cu culi de hârtie. Ce culoare aveți în față? Albastru. Bravo. Acum? Verde. Bravo. Acum? Galben. Ce vezi în fața ta? Un pahar. Așa. Roșu, da. Și o bilă roșie înăuntru lui. Bravo. Acum? Pune-mi, te rog, ce am eu în mână. Un zar cu galben cu unul spre mine. Hai să ne ridicăm cu niște imagini. Spune-mi, te rog, ce vezi în fața ta? Un măr. Bravo. Acum? Căpșună. Acum? Castraveți. Spune-mi, te rog, dacă tu vezi ceva în sală. Vezi așa sală? Vezi oameni? Da, văd pe toată lumea de aici. Da? Da. Ce fac eu acum ei? Simte, te rog. Faci cu mâna. Acum mâna. Poți să repeți? Pe mine? Da. Ce ți-i număr? Poți să-mi spui? Un pahar roșu. Super, faci bine. Acum ce ți-i număr? Un telefon. Un telefon. Hai să vedem dacă știm să citim, da? Da. Mai întâi descriem ce vezi pe această imagine. Văd un iepuraș care are niște căpșune în mână. Aici un alt iepuraș gri care are câteva căpșune în mână. Bravo. Iar aici, la fel numai că pe unul albastru, cu urechile lăsate în spate și cu căpșune în mână. Așa. Și uite, în partea de sus, ceva cu litere foarte, foarte mici, ceva scrie. Poți să-mi spui ce scrie acolo? Toate animalele erau încântate și strângeau fructe și daruri pe care să le ducă micului prinț. Bravo! Asta este cursul de bază, prima treaptă. Felicitări, Ele! Cum vi s-a părut vouă acest curs? Interesant! Se pare ceva wow! Putem să facem chestia asta cu un mască prin care chiar nu poți să vezi nimic. Deci e o chestie care te minunează. Ce ai reușit tu să faci cu masca pe ochi? Să citesc. Cum îți apăreau literele dacă tu nu vedeai nimic? Cum? Tot exersezi cu ochelarii, vezi. Deasupra ochilor? Nu, deasupra ochilor, lateral. Aici văd textul, pe partea stângă, iar pe partea dreaptă văd culori și foi. Ai reușit să deosebești culorile? Da. Precis, nu se vedea nimic prin ochelarii aceia. Precis. Ți-amintești care a fost prima culoare pe care ai văzut-o? Roșu sau galben. Cum a apărut ea așa? Tu cu ochii închiși și culoarea? Unde a apărut? Vedem aici un pic. Ce ți s-a părut interesant? Cu măștile. Ai reușit să vezi prin mască? Foarte puțin și am văzut ca niște crengi de copaci. Adunatul paharelor. Erau niște pahare amestecate, diferite culori. Mi-am pus masca și le-am pus pe toate pe culori și mă întreba, știi ce culoare adun acum? Da, adun culoarea, de exemplu, roșie. Iar eu adunam toate paharele, culoarea roșie și le puneam pe margine după ce am terminat toate paharele. Făceam alte jocuri care să mă ajute să dezvolt vederea intuitivă. E interesant ceea ce voi ați învățat. Da. Crezi că te va ajuta pe mai departe? Da, să văd mai bine. Ce o să faceți în continuare? O să mai exersăm, o să mai facem jocuri acasă. Acum cum am început să vedem numai pe aici și la un moment dat tot o să se mărească și aici o să avem ca și un fel de cadran mare prin care pot să vezi totul, ca și cu ochiul liber. Numai că ești cu mască. Ce v-a determinat să vă înscrieți copiii la un asemenea curs? Am rezonat foarte bine cu subiectul acesta. Am studiat puțin această temă și m-am gândit că este momentul ca să le ofer această șansă. Tocmai pentru că le ofer o deschidere spre dezvoltare, care prin metodele clasice nu se întâmplă. Ce ați simțit în momentul în care v-ați văzut copiii reușind să descopere acele obiecte? În primul rând, uimire și bucurie, o bucurie imensă că ei pot să facă asta. Cred că e un lucru foarte bun, să ai intuiția dezvoltată. V-ați înscris băiețelul la acest curs?
Da. De ce? Primul lucru, pentru că și eu, ca adult, am participat la tot felul de lucruri interesante și am văzut ce lucruri trezesc în mine și m-am gândit că dacă pentru mine a fost așa, sigur îmi doresc ca și copilul meu să aibă parte, măcar de atâta cât știu eu, dacă nu chiar mai mult. Și vreau să vă spun că ieri când am venit și am văzut cât de ușor deosebește culorile, cât de ușor citește, nu mi-a venit să cred și a fost așa o bucurie imensă, că acum poate să reușească chiar mai mult decât pot eu. Intuiția este probabil cel mai înalt nivel de inteligență și cea mai valoroasă formă de gândire creativă. Despre vederea intuitivă vom afla lucruri interesante de la Andrei Lungu, general manager la BioInternet România. Vederea intuitivă este o direcție foarte nouă pentru România, nu a fost cunoscută, nu este mediatizată și atunci, la prima vedere, părinții își pun niște întrebări. Unde duc copilul acesta? Cu ce mă poate ajuta copilul? Într-adevăr, eu cred că intuiția este un dar de la Dumnezeu pe care noi cu toții îl avem, însă el nu este dezvoltat. Intuiția o avem, fiecare zi, în fiecare secundă ea vorbește, intuiția are o șoaptă, ne șoptește exact ce trebuie să facem, este ca o călăuză și, de fapt, este răspunsul din subconștientul nostru care știe. Pur și simplu are acces și la trecut, și la prezent, și la viitor. Și ar fi un sprijin extraordinar pentru orice om în viață, mai ales pentru un copil. Cursurile noastre de vedere intuitivă sunt pentru copii între 6 și 12 ani. La copilul de 6 ani, acel organ care este încă în studiu de știință, vorbim de glanda pineală, este cea mai activă vârstă a glandei pineale, este 6 ani. Practic, ce facem noi? Pe niște exerciții foarte simple, fără influență energetică, fără hipnoză, într-un joc, într-o școală de magicieni, unde copiii chiar se joacă. Ei creează, își folosesc intuiția cu succes mult mai mare decât adulții, însă prin aceste exerciții ce facem noi? Creăm niște conexiuni neuronale. Creind aceste căi neuronale, practic semnalele primite de glandă pineală ajung și sunt conștientizate și la un moment dat, pur și simplu, copilul, având o mască pe ochi, începe să vadă. La început se deschide o fereastră foarte îngustă, însă părinții în continuare primesc un manual cu toate scripturile exercițiilor și în continuare se joacă, se distrează cu ei acasă. Există niște exerciții pe care le fac cu masca pe ochi. Acolo este foarte mult solicitată focusul și atenția. Și în momentul când ei se odihnesc, noi în jocuri dezvoltăm anume intuiția. Adică noi, practic, marjăm direct în două direcții. Pe de o parte, dezvoltăm aceste căi neuronale și activăm noi centre a creierului. Asta aduce la creșterea IQ-ului, la crearea unui canal nou de percepție a informației, pentru că noi până acum comunicăm cu acele cinci simțuri pe care le avem și le cunoaștem cu toții și apare încă un nou canal de percepție a informației. Atunci copilul are capacitatea mai ușor să absorbă, mai ușor să învețe orice. Ca rezultat, ce am observat și este foarte interesant, creșterea încrederea copilului în sine. Eu cred că este un lucru extrem de important pentru orice om, pentru că gradul de încredere îi oferă omului o altă viață. Copiii pot să diseneze, să facă lecții, să joace pe calculator cu acea mască pe ochi. Masca este o mască specială creată pentru călătorii. Adică nu este ceva absolut deosebit, este o mască creată pentru călătorii unde să fie deconectat simțul văzului. Deci, practic, prin ea nu trece lumina. Chiar în Italia a fost făcut un experiment unde au fost puse niște fotoelementi foarte sensibili la lumină și, într-adevăr, s-a demonstrat că pe acolo nu trece lumina. Și atunci, cum vede copilul? Evident că copilul vede prin alt canal de percepție a informației și, de fapt, este o percepție intuitivă datorită glandei pineale care este sensibilă la această lumină care ne înconjoară, pentru că lumina este nu numai prin foton, este și undă, nici savanții acum încă nu-și explică cum se întâmplă. Această metodă, în momentul de față, este folosită foarte activ în Rusia. Noi participăm cu rezultatele noastre și scriem acum o carte împreună cu profesorii noștri din Slovacia, în India am văzut peste tot în lume există o astfel de mișcare, se lucrează în această direcție și la un moment dat toate aceste rezultate mici cărămizi vom crește o clădire unde vom putea într-adevăr să demonstrăm că este o metodă care poate să propulseze civilizația noastră într-o altă realitate, într-o realitate unde trăim într-o viață
intuitivă, adevărată, care vine din interior, nu din exterior, și putem să ne alegem cel mai bun drum. Copiii, de exemplu, la cursurile noastre învață și să deosebească minciuna de adevăr, iarăși prin exerciții simple, dar lucrurile astea sunt foarte bune pentru un viitor. Ce poate oferi pentru viitor ca perspectivă este că omul, atunci când are nevoie de o informație, el poate să-și folosească intuiția și aceste capacități, dacă ele sunt dezvoltate. Imaginați-vă dacă nu v-am face un curs de vedere intuitivă timp de 2 zile sau 3 zile sau 5 zile, dar asta ar fi predat între 6 și 12 ani la școală ca o materie în fiecare zi, atunci copiii noștri într-adevăr ar fi niște magicieni adevărați. În momentul când copilul va crește și va folosi aceste abilități, va folosi aceste canale, într-adevăr va avea niște rezultate foarte bune. Asta este cum ar fi să înveți o limbă sau două sau trei, dar de fapt este o limbă comună a subconștientului tău și atunci vorbim de lucruri destul de interesante. L-ați ascultat pe Andrei Lungu, general manager la BioInternet România.